O nouă zi. Aseară am reușit și ne-am odihnit. Astăzi vom merge din nou să distribuim ghiozdani. Suntem aici cu un frate scump, colaborator, MGM, fratele Vasile Morișcă. Frate Vasile, care e planul de bătaie pe ziua de azi? Planul este, cu ajutorul Domnului, să mergem în câteva puncte, 2-3 puncte, unde o să fie copii foarte mulți, cei chiar mai nevoiași, unde o să dăm ceea ce ați pregătit voi cu ghiozdănel și cu ajutorul Domnului să iasă totul bine. Eu zic călduroasă, mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, suntem nerăbdători să mergem cu microbuzul plin de ghiozdani pentru copiii care chiar sunt în nevoie, așa cum spunea frate Vasile. Andrei, acum ai reușit să te odihnești aseară? Foarte bine. Fost bine. Fost bine? Mm-hmm. Fost lungă noapte sau scurtă? Lungă. Surprinzător. Surprinzător. Bine, ați salutăm, pregătim aici material pentru daily vlog-ul de astăzi. Ce sugestii ne dai? Să filmați cât mai frumos. Da, noi numai frumos filmăm, noi nu știm să filmăm urât. Mergem azi să împărțim ghiozdane. Cum ți se pare acțiunea asta? E ca o pauză așa pentru mine, să vin și pe teren puțin și să văd ce fac copiii și cum se simt când primesc ghiozdane. Bună dimineața! Naomi, îți place cu echipa de misiune? Da, foarte mult. Îți place? Ce îți place la echipa asta de misiuni? Ești la prima acțiune sau ai mai fost și la alte acțiuni? A doua sau treia. Ok. Tu vii mai rar, ești tocmai din Arad. Suntem la o patiserie. Foarte gustos, nu? Aici avem foarte multe sortimente, plăcintă cu brânză, cu miere, cu cartofi, cu turtă simplă, cu corn cu ciocolată, iaurt. Avem apă din Bucovina. Deci foarte interesant. Nu suntem în Bucovina, dar avem apă din Bucovina. Echipează un copil pentru școală, ziua 2, suntem pe teren. E frumos la țară, e frumos la țară? Foarte, foarte. Dar ce-i frig? Țin. Îți dau honor acum eu. Mulțumesc. E cu MGM. Prima familie la care intrăm astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Deja am văzut câțiva copilași acolo nerăbdători, au simțit că vrem să le aducem ceva. Dar nu știu la școală. Câți copii aveți la școală? Lăsă 5 școală. Și le-ați cumpărat ghiozdan de școală? Începe școala în două zile. Aștept să iau și o alocație, când nu se poți. Nu știu, pe 13, pe 15 adăugă. Am intrat pe o străduță foarte îngustă cu busul. Nu o să reușim să mergem mai departe ca să nu îl zgărem. O casă aici, fratele Vasile, a intrat în acțiune. Ce faci, Vasile? Te încuiești aici? Păi dăm o leacă cu material, să îndreptăm o leacă, uite, găuri, crăpăturile astea, pe se înveți odată cu lut cu paie și acum se dă cu, uite, normal, trebuie prin zgăurile astea supat, așa frumos, înțelegi? Dar se vedea din lutul de astea mai gros. Bunie, cu ce faci? Câți nepoți ai? A, păi, câți sunt acolo la de-a? Nici nu mai știu numărul. Și merg la școală, băiețe? Da, merg, cum să nu merg? Merg la școală, da? Avem aici doi elevi. În ce clasă ești? A 5-a. Și tu? A 10-a. A 10-a, da? 5-a și a 10-a. Voi locuiți aici, în camera asta, da? Da. Și unde vă faceți voi temele? Pe pat. Pe pat? Da. Hai să te la o familie, am filmat aici, o să apară câteva cadre cu familia din imagini. O să apară o poveste, o nouă provocare și un proiect frumos cu ei. Salutați, vă rog, la cameră! Suntem astăzi în satul Căroiești, împreună cu voluntarii Asociației MGM și continuăm să împărțim cu bucurie ghiozdane copiilor nevoiași. Hai și tu și implică-te alături de noi! Echipează un copil pentru școală! 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 Viața la țară e frumoasă, cu animale, cu fructe, cu liniște, cu o oază așa de verdeață. Mă minunam aici de frumusețea acestui pui de cal. Da, deci o să mă apropii un pic, sper să n-am probleme. Da. Suntem la prânz. Mâncăm conserve de ton. Suntem la fratele Vasile acasă, la masă aici, la prânz, am servit
Aici se cheamă pensiunea la Vasile. Ne-au servit cu la Nea Vasile, deci avem și condiții de relaxare. Fotograful nostru se relaxează un pic după muncă și răsplată. Aici, într-o localitate, am adunat pe acest imaș, e un imaș imens, un imaș mare, am adunat aici foarte mulți copii, au venit cu tot cu părinții și dacă tot și-au venit aici, le-am transmis câteva gânduri părinților, le-am spus că Dumnezeu iubește, le-am spus că în viața asta trebuie să ne facem socotelele și cu cerul și să fim oameni înțelepți. Acum fratele Vasile Moriș, că are și el o încurajare pentru ei, are și el câteva gânduri frumoase din partea Domnului pentru oamenii și de aici. Îți place Găzdănelul? Da. Cum te cheamă? Andrei Ionuț. Andrei Ionuț, ia întoarce un pic să vedem ce ghiozdan ai primit. Wow. Ultimul ghiozdanel. În ce clasă ești? A cincea, poftim. Ok, suntem cu ultima parte de la cel de-a doilea daily vlog. Asta cred că o să fie finalul. Am reușit zilele astea să împărțim în jur de 500 de ghiozdane în cadrul proiectului Echipează un copil pentru școală. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că sunteți alături de noi și susțineți proiectele asociației. Mulțumim și acestor minunați voluntari care s-au implicat. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Ok, se salută voluntari aici, îmbrățișări, lacrimi. Thank you.